Printr-un proiect european, în Sălaj vor fi modernizați peste 11 km de drum. De acest proiect vor beneficia aproximativ 7.436 de locuitori ai comunelor Bucium, Cizăr și Horoatu Craznei. Drumul județean 108A va fi modernizat printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă derulat de Consiliul Județean Sălaj prin programul operațional regional POR 2014-2020. Finanțarea este asigurată prin prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale. Contractul de finanțare a fost semnat miercuri 21 iunie de către doamna Sevil Shaideh, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Proiectul în valoare de 52,99 de milioane de lei vizează 11,6 km, respectiv tronsonul cuprins între limita cu județul Cluj și localitatea Bogdana. Investiția are ca obiective specifice îmbunătățirea condițiilor de trafic, creșterea siguranței rutiere, dezvoltarea economică a zonei de sud-vest a județului Sălaj, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunelor traversate de sectorul de drum propus spre reabilitare.